Vă sunt ambii născuți în anul 2000. Mingea pentru Bolun. Bolun este în careul celor de la Zimbru. Șutul lui Felipe Ramirez. Foarte bună intervenția lui Maxima Kovalov. Era pe centru, dar o intervenție spectaculoasă lui Emac. Din nou Arabagie cu o minge la Bolun. Bolun reușește stopul. Minge este la Felipe Ramirez. Ramirez în careul lui Ramirez. Reușește să scoată Kovalov. Superbă intervenția lui Kovalov. Însă cât de ușor Mexic. Ribeiro. Centrarea lui Sușić. Cojocaru. Dribling în fața lui Rașco Șuci, parada lui Maxim Kovalov, care se faultează și reușește să le fure celor de la Petrogu pentru moment balonul, care ajunge însă la Ambros. Centrarea lui Ambros spre Tarasă. Tarasă nu a reușit să reia foarte bine și ieșirea din nou Ambros. Capitanul celor de la Petrogu în posesia balonului. Centrarea lui Ambros, minge care este scoasă de Kovalov. Foarte bună intervenția lui Maxim Kovalov. Suvorov a renunțat. Urmează centrarea în care o foarte bine și respinge, salvează acolo portarul Kovalov din fața lui Donțu. Intervine foarte bine o joc și respinge în față, unde este și un șut foarte bun al lui Focșa, fundașul central al lui Sfântul Gheorghe. A fost prin capitanul Plămă de Ală, pasă înapoi până la Mazur. Dribbing al lui Mazur în fața lui Neagu. Urmează centrarea în care reușește foarte bine acolo Boiciuc, însă a intervenit Kovalov și a respins din fața lui. Pasa lui Strate, inteligentă pentru Suvorov. Suvorov este în care o poate să șuteze, o face Suvorov, însă apără Kovalov. Balonul rămâne în posesia celor de la Sfântul Gheorghe. Până la urmă reușește Belevski să îndepărteze. Să-i dă Boiciucă. Stop bun al lui Boiciucă, întoarce pe Perepeliță. Balon care este la Matricenko. Matricenko este în care o întoarce Matricenko pe un adversar, însă reușește Kovalov să respingă. Îndreaptă pe Alexandru Antoniuc. Pasa ajunge la acesta. Urmează o recentrare în care eu și a salvat de acolo Kovalov, fiind ajutat și de către fundașul Secretaur. Pasă în față pentru Alexandru Antoniuc, care intră în care eu. Pasa lui Antoniuc în spate și șutul lui Andrei Rusnac a fost respins de către portarul Kovalov. Să vedem pe Zagaevski. Pasă în spate până la Alexandru Antoniuc, mai departe până la Gico Andronic. Un 2 între cei doi și urmează șutul lui Antoniuc blocat de către Kovalov. Gico Andronic. Pasă foarte bună până la Zagaevski, care scapă sigur cu portarul. Salvează în extremis Maxim Kovalov. S-a cam hazardat acolo Prepeliță. Bobrov ajunge în careu în fața golului. Bobrov și paradă de zile mari a lui Maxim Kovalov. Ce zi prin... Repriza a doua este mult mai dinamică, mult mai interesantă. Craiev își așează mingea, vine șutul și de nou parada lui Kovalov. Ce meci face portarul de numai... Și apoi Craiev scoarte pentru Mihaliov, un doi dintre aceștia, balon recentrat, ocazie mare și din nou providențial portarul Maxim Mihaliov. Acum Eric simulează o centrare, preferă pasa în careu, Ganea întoarce pentru șutul exploziv al lui Buzz Kuipers cu piciorul stâng din